Cu băieții din trupa Goodbye to Gravity eram prieten, eram un grup de prieteni în jurul unui studio de înregistrări și casă de producție video din București. Ba mai mult, Alex Pascu mă rugase, basistul de la Goodbye to Gravity, mă rugase să vin să-i ajut să și filmez concertul. Lumea era destul de multă în club, dar nu e imaginea asta pe care publică, care există în momentul de față, că eram om la om acolo, înghesuiți unul în altul, e falsă. Nu, era destul de mult loc liber. Evident că, uitându-ne ulterior pe ce aprobări aveau proprietarii clubului pentru evenimentele care ar fi trebuit să desfășoare acolo, lucrurile nu erau în regulă, dar noi nu aveam de unde știe în momentul ăla, că nimeni nu cere un document la intrarea într-un spațiu public să vadă dacă e acreditat, avizat de autorități sau nu. A început concertul. A fost o salvă de asta de artificii, de alea de nuntă, de alea reci. Ok. Au mai fost câteva piese și la un moment dat, după un cântec al lui Iron Maiden, un cover pe care îl făcuse ei după Iron Maiden, a fost acea salvă de artificii foarte puternice, extrem de puternice. Toată lumea s-a ferit, s-a dat în spate, s-a ferit de scânteile alea care realmente ardeau, te frigeau. Eu filmam de pe partea dreaptă a scenei. Și l-aud pe Andrei Găluț spunând că aici a luat foc ceva aici, asta nu era în plan. M-am întors, am văzut o scânteie pe perete, am transfocat cu camera, am filmat cum arde. La un moment dat am deschis și ochiul celălalt, am scos ochiul din vizorul camerei și ardea tot tavanul și am lăsat camera jos. M-am îndreptat spre ieșire, lumea ieșea destul de ordonat, nu era panica foarte mare. Și mi-am spus că mai e timp să ies, ia să merg eu până în backstage, să-mi iau și laptopul cu geanta, că e păcat să le las ard aici, că nu are sens, am timp, nu e panică, putem ieși toți. M-am dus, mi-am luat laptopul, m-am intrat și eu în container și ne-am blocat. S-au împiedicat primii, au căzut unii peste alții ceilalți, temperatura a început să crească foarte tare, s-au zis și o pocnitură, o bubuitură, pentru că, din câte înțeleg, a căzut ceva echipament de pe scenă, boxele alea care erau atârnate de o schelă, au căzut. Temperatura a început să crească foarte, foarte, foarte tare și foarte repede, lumea a intrat în panică, s-au început să se împingă, ca să descriu, deci nu e o metaforă ce spun acum, ai senzația în momentele alea de busculat, ai senzația că pur și simplu îți dislocă cineva șoldul sau îți rupe coloana vertebrală, adică sunt zeci de oameni care împing simultan, alții sunt căzuți și opun rezistență, că nu se pot mișca. Am rămas în picioare și a fost destul de greu de suportat momentul ăsta. Și a venit o pală de foc peste noi. Moment în care mi-am ferit fața, în mâna dreaptă aveam camera de filmat, în mâna stângă aveam geanta, mi-am făcut așa un fel de cutie de supraviețuire. Mi-am păzit fața, mâna mi-a fost arsă până la nivelul la care s-a ridicat manșeta de la sacoul pe care l-aveam pe mine și apoi am avut așa o sincopă, un leșin, pentru că m-am lăsat pe spate căzând peste alți răniți, pentru că se făcuse straturi de oameni căzuți unii peste alții. La un moment dat, probabil că inhalând oxigen, pentru că am stat mai jos unde era mai mult oxigen, m-am revenit, m-am ridicat. Nu mai aveam ochelarii, camera, dăduse în drumul camerei, nu mai aveam nici geanta și m-am uitat în stânga mea și am văzut pătratul ușii, așa mov l-am văzut eu atunci, cu fum și se treceau scântei pe deasupra și mi-am zis, ok, nu pot să calc peste oamenii ăștia, sar. Și am sărit atât, m-am făcut un efort foarte mare să sar și mi-au rămas pantofii între oameni, când s-au smuls din picioare. M-au aruncat, am căzut peste umărul cuiva cu spatele, că n-am putut să mă arunc foarte tare, m-au ridicat unii dintre cei care ieșiseră mai devreme. M-am întors și eu să-mi caut prietenii, nu recunoșteam pe nimeni, erau toți cu hainele arse, cu fețele și nu recunoșteam pe nimeni, erau unii scoși pe brațe, unii... un haos total, urlete și nu, m-am retras puțin la margine, am reușit să-mi scot telefonul din buzunar și să sun o colegă de la mine, de la studio, care era prin centru vechi și în fine nu puteam forma pentru că în momentul în care ești ars, tegumentele, pielea nemai existând, foarte mult din limfă, foarte mult lichid limfă, practic, curge masiv din mână și nu poți să ții telefonul în mână, că se udă complet. Și atunci am format cu nasul, țin minte, am format cu vârful nasului codul de la telefon și am format numărul de telefon, am chemat-o, a venit, știam că e în centru vechi undeva, era om, pe altcineva cu mașină mai aproape, în momentul ăla nu aveam, aveam mașina parcată în fața clubului, dar nu,
n-aveam ce face cu ea. Oricum am lăsat cheile cuiva să mai care răniți, dar n-a putut să mai scoată mașina de acolo pentru că era blocată de poliție, de... Și am plecat la spital cu mașina, mașina colegei. Am ajuns la Spitalul Floreasca, mergând pe roșu, cu claxoane, cu trecând pe roșu, cu claxoane, cum se face într-o situație din asta de urgență. Și încă nu începuse urgia, veniseră răniți, dar nu toți. Am stat până la urmă acolo la spital vreo 2 ore, apoi m-au transferat la Spitalul Elias, că am început să fac un fel de triaj. Îi auzeam pe cei de la urgențe de acolo, cum mai citeau liste de pacienți, mai auzeam prieteni, numele prietenilor, că știa, deci ăsta a scăpat, ăsta a mai scăpat, ăsta a scăpat, ok, deci știam că sunt mai mulți dintre cunoscuți care sunt în viață, unii dintre ei nu mai sunt acum. Am ajuns la Elias, fost așezat într-un pat de ăla de chirurgie cu plapumă trântită peste, pansat cu pansamentele inițiale de la urgențe și abia a doua zi am intrat într-o sală de operație și după aia a început nebunia. Pentru că am ajuns să fiu sedat profund, operații foarte multe de curățare, grefele mi le-au făcut când au putut, destul de târziu, pentru că n-aveau doctori să vină să le facă. Nu au fost de acord să ne transfere, am aflat ulterior că au mai fost niște tentative de a fi transferat în altă țară, chiar și privat, și nu au fost de acord medicii. În fine, una peste alta am ajuns ca condiția mea medicală să se deterioreze foarte tare. O arsură pulmonară foarte severă. Leziunea produsă de pulberile acelea din fum și de fum și gazele alea inhalate în container atunci când eram cu lupta aia om la om, să spunem așa, pentru supraviețuire, adică ne împingeam unii în alții și chestia, îți țineai respirația, dar efortul ăla fizic cu siguranță a dus la câteva inhalări profunde de gaze și astea au dus la această arsură chimică a plămânului prin interior, distrugerea acelor microcapilare care fac schimburile de gaze și respiram, dar nu mai oxigenam, simțeam că mă sufoc, m-au sedat, până la urmă era foarte rău atunci la Elias și până la urmă m-au pus în această comă indusă. Și singura mea șansă de a mai scăpa era cumva să găsească o soluție să bypasseze plămânul. Adică să-l lase să se odihnească, să nu mai funcționeze, să se vindece, pentru că plămânul este unul dintre organele care se vindecă singure, dacă sunt puse în repaus. Și mi-au pus un aparat care era folosit pentru prima dată în România pentru arși, experimental, și am reușit să scap. După 9 zile și 16 ore m-au trezit și am funcționat. Asta a fost un noroc, dar în fine... Sunt primul pacient din țară care a scăpat cu așa ceva, cu un RDS sever dat de arsură și cu mașina asta ECMO. Și din câte înțeleg, am fost al 13-lea din lume care a avut așa ceva și s-a instalat mașina și doar al 7-lea care a scăpat. Din faza asta de comă am ieșit în 25 noiembrie și după aceea am mai stat până pe 12 ianuarie în spital. Pentru că toată coma asta indusă, imobilismul ăsta la care am fost supus, a necesitat după aia o perioadă de recuperare și de control al factorilor, al parametrilor, adică ieșisem din comă, dar nu eram bine. Și, da, cam 12 ianuarie am ieșit din spital, după care am mai avut 7 luni de recuperare medicală. Primul lucru pe care am vrut să-l aflu în momentul în care am fost trezit din comă, nu puteam vorbi, pentru că eram canulat, aveam o traheostomă, nu puteam vorbi, dar și nici nu puteam scrie, că aveam mâinile pansate, nu puteam comunica și era o frustrare maximă. Vreau să aflu de prietenii mei, cei cu ei. Nu, cei din jur nu înțelegeau ce vreau și era cumplit, a durat nu știu cât, că mă mai trezeau, mai adormeau. Cred că vreo câteva zile am tot încercat să le spun că vreau să aflu de prietenii mei, cei cu ei. Până la urmă s-au prins ce vreau și mi-au spus despre unii dintre ei că sunt ok și până la urmă am aflat și despre cei care nu sunt ok, că tot am insistat. Și a fost destul de greu să știu de ei, dar în același timp m-a și motivat să mă recuperez cât mai rapid, ca să încercăm să schimbăm lucruri, pentru că am plecat din spital, am plecat cu ideea asta, că trebuie lucrurile să se schimbe, să nu mai rămână așa.